În ultimele 24 de ore, cel mai vizionat material de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost cel despre incidentul nefericit din amicalul echipei Avântul cu divizionarea secundă Gloria Bistrița. Materialul cu privire la premierea primăriei Reghin pentru lucrările de infrastructură s-a clasat pe locul 2 ca număr de accesări. Pe locul 3 ca număr de vizionări s-a clasat știrea despre recolta bună de struguri și prune din acest an. Știrea cu privire la incidentul petrecut în timpul amicalului dintre Avântul Reghin și Gloria Bistrița se află pe primul loc ca număr de vizionări pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, cu peste 1000 de accesări. Știrea despre campionatul național de karate ce are loc în acest weekend la Reghin se află pe poziția a doua, cu aproape 800 de vizualizări. Pe poziția a treia, ca număr de accesări, peste 400, se află știrea despre seara de stand-up comedy susținută de renumiții Teo și Raul. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.